Narcis Neagă a dorit să vadă dacă se lucrează sau nu la DN66. Oficialul a avut parte de o surpriză neplăcută. Deși pe șantier trebuia să fie o echipă formată din 40-50 de persoane, doar câțiva muncitori se aflau la lucru. Nu era nimeni aici. La ora 11 dumneavoastră luați pauză? La ora 11 luați... Mă scuzați că vă întreb. La ora 11 luați pauză? La ora 11 luați pauză? Nu. Nu? Nu se poate așa. Noi vrem să... Deci nu era nimeni când am trecut. Am trecut, ne-am uitat și... Nu, domnule, ne-am uitat și acolo. Nu ne credeți mai proști decât suntem. Surprins pe picior greșit, șeful de șantier abia a mai putut să lege câteva cuvinte. Sunt probleme noastre interne de... Nu sunt problemele noastre interne, sunt problemele companiei, de naționale de autostrăzi. Da. Au primit banii, nu răspund. Nu are nicio problemă cu banii. Încă nu au lucrat ca să ceară bani. Muncitorii care sunt aici și așa puțin lucrează toți? Da. Aici sunt o parte muncitori proprii, o parte sunt muncitorii de la sector de servicii. Directorul CNADNR s-a declarat total nemulțumit de modul în care decurge reabilitarea drumului național 66. Sunt nemulțumit. Deci mobilizare slabă, li s-au rezolvat toate cerințele, li s-au dat bani, li s-a spus veniți cu certificate la plată. Ne-am întâlnit la București așa cum v-am promis data trecută, au promis, am crezut că mută munții, deci au dat cu capul de masă, gata, facem tot, nu ne dați contractele, nu aplicați penalizări că muncim și vedeți ce se întâmplă. Până acum, DN66 trebuia reabilitat în proporție de 25%. Realitatea din teren arată că doar 4% din lucrări au fost realizate. Din această cauză, nu este exclus ca să fie aplicate sancțiuni. 2007 se încearcă. Din 2007. Totuși mai aveți răbdare. Ce să zic? Da, mai am. Dar nu prea multă. Îi veți sancționa? O să revăd contractul și limitele contractului cu siguranță. Și pe consultant, și pe constructor, și pe gestionarul de proiect din cadrul companiei. Ați găsit vreo diferență între documentele pe care vi le-au arătat ei până acum că s-a făcut și ce s-a făcut? M-am uitat mai puțin pe documente, m-am uitat în teren. Singura diferență este că astăzi este vineri, data trecută a fost duminică, sâmbătă. Și o altă diferență este că acum sunt 6-7 oameni pe șantier din ce am numărat. Și iar data trecută cred că erau 3 sau 4. Astea sunt diferențele esențiale. Câți ar fi trebuit să găsiți? Cam 50-60 de persoane. Șeful județului Ion Călinoiu anunța ieri că de luni se va trece la turnarea covorului asfaltic, însă astăzi muncitorii nu erau la lucru.